Despre setare. Acela deja îl cita, sigur. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Un alt verset despre cât de bine sau cât de rău este să fim însetați. Cum zice? A patra fericire. Știți, sunt 10 porunci și 10 fericiri. Porunca a patra, care oferă odihnă, și fericirea a patra, care cum zice? Ferice, mulțumesc frumos, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei flămânzi și însetați. Dar interesant, cel însetat după neprihănire nu fuge de neprihănire. Cel însetat după apa vieții, când o găsește, nu fuge de ea. Ci dimpotrivă se bucură că i-a fost oferită. Își stinge nevoia sufletului lui. Și interesant că nu se mulțumește doar cu atât. Haideți să încercăm să citim pe tema aceasta. Acela, Hristos în anul 1187, acela care caută să stingă setea la fântânile acestei lumi, va bea numai ca să înseteze iarăși. Mi-ar place dacă aș avea cu tare, aș fi fericit. Ah, dacă s-ar putea. Și te duci și te zbați și încerci să bei din potirul acesta. Și nu ești fericit. Și atunci zici, dacă aș putea realiza cu tare, atunci aș fi fericit. Și bei și asta și nu ești fericit. Cine încearcă să bea din ofertele lumii, n-ajunge nicăieri. Nu-și poate satisface setea sufletului. Pretutindeni se găsesc oameni nemulțumiți. Sunteți de acord cu propoziția asta? Nemulțumiți. Pe stradă nemulțumiți. Între pensionari nemulțumiți. Între oameni activi nemulțumiți. Între sindicaliști, în guvern, în biserică. Între cei tineri, între cei în vârstă. Toată lumea e nemulțumită. Cuvântul spune, peste tot, pretutindeni se găsesc oameni nemulțumiți. Ei doresc după ceva ce să le umple lipsa sufletului. Și acum soluția. Unul singur este cel cu cămare, care ne poate împlini această lipsă. Nevoia lumii, cel pe care îl doresc popoarele, este Hristos. Harul dumnezeiesc, pe care numai El îl poate da, este o apă vie care curăță și viorează și dă putere sufletului. Ceea ce satisface setea sufletului este un singur adevăr în tot universul creat al lui Dumnezeu. Și anume Hristos, ca persoană vie, fericitul prieten, dacă ești gata să-L primești. Apa vie, binecuvântarea, care curăță, înviorează și dă putere sufletului. Acum, interesant partea a doua. După ce bei din apa asta, ce zici, acum nu-ți mai trebuie nimic. Ai băut odată și gata. 70 de ani nu-ți mai trebuie, așa? Dacă bei dintr-un izvor bun, parcă mereu te trage inima, mai m-aș duce odată. Este aici un izvor lângă pleașa, la dreapta, nu? Știți? Sunt oameni care se duc, nu? Niște kilometri, o dată, de două ori, de cinci ori pe săptămână, să ia apă din acel izvor. Dar dacă treci pe Valea Prahovei și te duci, nu? Pe la Părâul Rece, sau dacă treci la izvorul rece, sau, nu? Și oprești odată, pe urmă, totdeauna când treci, oprești. Haideți să încercăm să aplicăm spiritualul. Iisus nu voia să spună că o singură inițitură de apă ar fi destulătoare pentru primitor. Acela care gustă odată din iubirea lui Hristos va dori mereu să primească mai mult din ea. Și nu ai căuta nimic altceva. Bogăția, onoarea, plăcerea lumii nu-l mai atrag. Strigătul continuu al inimii sale este mai mult din tine. Iar acela care îi descoperă sufletului nevoile sale este gata să-i aline foamea și setea. Toate proviziile și tot ajutorul omenesc dau greș. Rezervoarele se vor goli, lacurile vor seca, dar Mântuitorul este o fântână care nu seacă. Putem să bem și iar să bem. Și de fiecare dată provizia este înnoită. Acela în care locuiește Hristos
are în sine însuși o fântână de binecuvântări, un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Din acest izvor poate scoate tărie și har pentru nevoile vieții. Ce spune Dumnezeu? Cel care bea odată va vrea mereu și mereu să-și înnoiască bucuria de a-și potoli setea sufletească din acest izvor strălucit, fără ca vreodată el să sece. Vorbeam cu frații la Gradiște la un moment dat și îmi spuneau că puteau pe doi țoli să scoată apă din fântână un număr de 10 de minute și apoi să se oprească pentru 2 ore ca fântâna să poată își recăpăta cantitatea de apă. N-ai să vezi așa ceva în Împărăția lui Dumnezeu. Cât ai bea de mult din prezența sfințitoare, din dragostea care curge de la tronul Tatălui prin Fiul, prin Duhul Său, întotdeauna va fi la fel de plină rezervă. Și zice încă ceva fantastic. Zice, cel care în felul ăsta îl primește pe Hristos, are în sine, nu că ar fi el cineva și a devenit el ceva, cum are în el, cum are nevoie, a dobândit în el prezența lui Hristos care îi izvor de apă. Zice, are în sine o binecuvântare, o fântână de binecuvântare, un izvor care țâșnește în apă vie, din care mereu să-și poată potoli nevoia sufletului. Cugetări, pagina 19. Dacă ai un simțământ de lipsă în sufletul tău, dacă nemulțumirea în felul ăsta se traduce, nu că sunt nemulțumit de lălalt, sunt nemulțumit de mine, Doamne, îmi lipsește. Nu știu cum, dar nici cum arăt eu ca un izvor în fața ta. Am cuvântul, am Biblia, am făgăduințele, am toate, dar nu merge. Dacă eu sunt de vină, deci așa se traduce nemulțumirea sfințită pe care o avem, zice așa. Dacă ai un simțământ de lipsă în sufletul tău, dacă flămânsești și setezi după neprihănire, aceasta e o dovadă că Iisus a lucrat asupra inimii tale. Ca să poată fi căutat spre a face pentru tine prin Duhul Său ceea ce tu nu poți fii în stare să faci. Nu trebuie să căutăm să ne potolim setea la părăiașe, pentru că marele izvor este chiar deasupra noastră. Și în apele lui îmbelșugate putem să bem după voie, numai dacă ne ridicăm puțin mai sus pe calea credinței. Un pic de credință, cu alte cuvinte. O înaintare și astăzi. Mâine, încă o înaintare. Dacă mă plafonez, nu mai beau. Dacă experiența noastră este aceeași ca de acum 3 săptămâni, nu bem de Hristos, să nu ne înșelăm. Dacă e aceeași ca acum 5 ani, sau 18, sau 30 de ani, înseamnă că n-avem nimic de a face cu izvorul de viață. Totul e o poveste, ca la tânăr bogat. Toate le-am ținut, Doamne, dar suntem uscați mai de capul nostru. Dimpotrivă, dacă ne ridicăm între ale credinței în fiecare zi, depinzând de El, rezerve proaspete ne vor fi dăruite în fiecare zi. Zice, umpleți inima cu cuvântul lui Dumnezeu, Calea de Hristos 88. El este apa vie care stinge setea ta arzătoare. El este pâinea vie venită din cer. În ce fel putem să ne satisfacem foamea și setea sufletului? Zice cuvântul. Cuvântul primit ca o șoaptă la urechea mea, nu ca o teorie. Aolo, Doamne, și asta ne-ai pus-o unde făcut? Nu. Cuvântul care ne rostește viață și că orice făgăduință a lui Dumnezeu, orice poruncă, de fapt, este o promisiune, este o făgăduință. Orice lucru pe care Dumnezeu ne-l spune, este o făgăduință că El va face în felul ăla în viața noastră. Traducerea engleză a celor 10 porunci nu spune să nu faci așa și să nu faci pe dincolo. Nu, să nu ucizi, să nu minți. Spune, nu vei minți, nu vei ucide, nu vei. Nu? Făgăduință, nu poruncă. Pentru că asta e legea lui Dumnezeu. Orice poruncă este, de fapt, o promisiune a lui Dumnezeu. O șoaptă, așa o să împlinesc pentru tine. Bei, ai curajul să bei din cuvânt. Sau cuvântul e o pacoste. O ceva, aoleu, și asta trebuie împlinit? Ce-i cuvântul pentru noi? Pentru toți cei ce l-au primit cu drag,
Domnul Hristos n-a fost o teorie, ci a fost șansa vieților, a fost fericirea vieților. S-a reorientat tot ce trăiau până atunci. Erau în stare să renunțe la absolut orice nu asemănă pe altă. Au fost oameni care au pierdut viața aceasta zâmbind. Au fost oameni care au văzut odihna celor din arenele romane când erau arși sau erau dați la animale de vii spre mâncare. Și când au văzut odihna și lumina după chipul lor, când au văzut abundența apei vii în viața lor. Spune istoria că au părăsit arena, au sărit gardul și au sărit să-și împărtășească aceeași soartă cu ei. Pentru că își doreau același rezultat și noi eram nebun. Dumnezeu să ne ajute ca în felul acesta să putem bea și noi din izvorul apei vieții și să încheiem cu gândul care spunea: dați și vi se va da acest izvor care e în noi, la rândul lui, și mâine, poate ne ajută Domnul să vorbim despre treaba aceasta, devine un izvor, devine un râu binefăcător pentru semenii noștri. Inima care a gustat odată iubirea lui Hristos dorește frâncetare un torent și mai adânc. Și dacă veți da, veți primi într-o măsură și mai bogată și mai abundentă. Orice descoperire a lui Dumnezeu pentru suflet mărește puterea de a cunoaște și de a iubi. Strigătul inimii este: mai mult din tine. Și totdeauna răspunsul Scripturii este: cu mult mai mult. Fie ca aceasta să fie și experiența vieții noastre. Și în felul acesta Dumnezeu să ne binecuvinteze, nu doar pentru noi să trăim o viață de abundență, ci la rândul nostru să fim o binecuvântare minunată, fericită, un izvor de viață pentru semenii noștri.